Bună ziua, stimați elevi! Vă zic bine ați venit la o nouă lecție de fizică. Astăzi vom studia tema ochiul, sistem optic natural. După cum spune Kevin Kruls, trebuie să avem ochi pentru a observa, nu numai pentru a vedea. După cum cunoaștem, ochiul uman reprezintă un sistem optic natural complicat, cu ajutorul căruia omul se sesizează vizual mediul ambient. Ochiul are un rol foarte important în viața omului, fiind considerat cel mai important organ de simț. De aceea el trebuie protejat și îngrijit încă din copilărie, prevenindu-se acțiunea factorilor de risc. Dacă se constată apariția unei probleme, se recomandă neapărat consultarea medicului, pentru ca aceasta să nu se agraveze. În continuare vom vedea care este structura ochiului. Părțile componente ale ochiului sunt cornea, umoarea apoasă, cristalinul, irisul, mușchii ciliari, sclerotica, coroida, retina și nervul vizual. În continuare, ne vom axa pe partea componentă a ochiului, anume cristalinul. Din ce cauză cristalinul? Deoarece cristalinul are forma unei, corect, lentile convergente, care lentila convergentă este bombată la mijloc și mai subțire spre periferie. Razele de lumină care trec prin ochi se refractă prin cornee, cristalin, umoare sticloasă și alcătuiesc împreună sistemul optic natural. Pe retină observăm că se formează imaginea obiectului, este reală, micșorată, vedem din imagine că este micșorată și este răsturnată. Și această imagine excită terminațiile nervului vizual. Pe retină se formează imaginea clară a obiectului pentru diferite poziții, adică obiectul poate fi în depărtare sau în apropiere. Acesta se datorește variației curburii cristalinului. Acesta este, are o dimensiune mică dacă obiectul se află în depărtare sau ia dimensiuni mai mari atunci când corpul se află în apropiere. Această modificare a curburii cristalinului, ce permite ochiului să vadă obiectele cu claritate la diferite distanțe, se numește acomodare vizuală. Iar ochiul a cărui focar în stare liniștită se formează pe retină, se numește ochi normal. Și distanța de vedere optimă pentru ochiul normal este de 25 de cm, sau cum spun străbuneii noștri, deci este distanța de un cot. Însă, din păcate, uneori imaginea se formează, ca în figura alaturată, se formează după retină sau uneori se formează în fața retinii. În aceste situații, noi vorbim despre un defect de vedere. Astăzi vom analiza două defecte ale vederii. Analizăm imaginea respectivă. Din imagine observăm că băiatul vede cu claritate obiectele care se află în apropierea lui, însă în depărtare vede cu neclaritate. Acest defect de vedere se numește miopie. Ce este miopia? Este un defect de vedere ce se manifestă prin dificultăți de vedere clară a obiectelor îndepărtate. Iar ochiul miop este ochiul a cărui focar în stare liniștită se formează în fața retinii. Și pentru a corecta miopia, se utilizează lentile divergente. Din imagine vedem că dacă în fața ochiului se plasează ochelari cu lentile divergente, atunci imaginea se formează pe retină. Cum se poate trata miopia? Ochelari de vedere, lentile de contact, chirurgie oftalmologică sau intervenție chirurgicală cu laser. Un alt defect de vedere îl vedem în această imagine. Observăm că fetița vede cu claritate obiectele care se află la o distanță mai mare. În schimb, ceea ce este în apropierea ei nu vede cu claritate. Acest defect de vedere se numește hipermetropie. Este defectul ce se manifestă prin dificultăți de vedere clară a obiectelor din apropiere. Ochiul hipermetrop este ochiul al cărui focar în stare liniștită a mușchii oculare se află după retină, exact ca în această imagine. Iar pentru a corecta hipermetropia se utilizează ochelari cu lentile convergente. Din imagine se vede că dacă în fața ochilor se plasează ochelari cu lentile convergente, atunci imaginea se formează pe retină. Cum putem trata hipermetropia? Hipermetropia o tratăm cu ochelari de vedere sau lentile din contact. Dacă hipermetropia
apare odată cu înaintarea în vârstă, datorită faptului că cristalinul nu mai are proprietatea să-și modifice curbura, atunci miopia, din păcate, apare din neglijența noastră. În continuare, am să vă propun o situație problemă, să vedem cum ați înțeles tema de astăzi. Alexandra și Maria merg la bibliotecă să citească un roman recomandat la ora de limba și literatura română. Bibliotecara observă că Alexandra apropie cartea de ochi, iar Maria o îndepărtează. Să vedem ce defect de vedere au cele două eleve și cu ce fel de lentile se pot corecta aceste defecte. Deci, dacă am răspuns la întrebare în felul următor, Alexandra are defectul miopie, deoarece pentru a citi cu claritate apropie cartea de ochi, adică vede cu claritate obiectele din apropiere. Însă Maria are defectul de vedere hipermetropie, deoarece pentru a putea citi cu claritate îndepărtează cartea de ochi, adică vede cu claritate obiectele la distanță mai mare. Și Alexandra ar fi bine să poarte ochelari cu lentile divergente, deoarece miopia se corectează cu astfel de lentile, iar Maria ochelari cu lentile convergente, fiindcă hipermetropia se corectează cu astfel de lentile. Ați fost bravo! Următoare situație. Într-un magazin optica sunt expuși ochelari. Alături de ei se află inscripțiile. Plus 2,5 dioptrii, minus 0,25 dioptrii, minus o dioptrie și plus 1,5 dioptrii. Ce defectele vederii corectează acești ochelari? Dacă am răspuns la întrebare în felul următor, ochelari cu inscripția plus 2,5 dioptrii și plus 1,5 dioptrii corectează defectul de vedere hipermetropie, deoarece hipermetropie se corectează cu lentile convergente ce au puterea optică pozitivă. Ceilalți ochelari cu inscripția minus 0,25 dioptrii și minus 1 dioptrie corectează defectul de vedere miopie, fiindcă miopie se corectează cu lentile divergente ce au puterea optică negativă. Sunteți bravo! Asta este tot ce am avut a vă spune. Vă zic mulțumesc pentru atenție, vă urez succese mari și până la o nouă întâlnire. La revedere!